Alo, da. Bună dimineața, domnul Marius Ghineț. Bună dimineața, domnul Bălănescu. Dimineața era la 4. Da, domnul Ghineț, întrucât sunteți singurul reprezentant cu contract în momentul acesta al conducerii de la Publiserv, am o rugăminte să-mi spuneți, sâmbătă se va putea folosi zona de jocuri de în strand, să beneficiem de tartan de acolo sau nu? Noi am terminat de ieri de amenajat zona din strand. Inclusiv tartanul? Noi am făcut, da, am realizat platforma, să spunem, în strand. Noi ieri am ieșit de acolo cu tot personalul. Tartanul poate fi turnat. Dacă condițiile lor... Cine îl toarnă? E societatea care a câștigat licitația. Dacă e toarnă astăzi sau mâine, noi am rămas să ne auzim la un telefon. Eu oricum o să mă duc. E un secret cine toarnă? Nu, e o societate. Ai. Nu știu cum se numește. Deci nu toarnă Publiserv. Am înțeles. Pe mine mă interesează să-mi toarnă, să fiu prezent la fața locului. Vreau să văd ce utilaj folosesc ei pentru a turna acest tartan. Și vreau să iau furnizorul de materiale. Pentru că vă spun sincer, ținta mea este să mă apuc să produc eu tartan la Publiserv. Am înțeles. Avem spații de joacă în municipiul Atrania și de ce să nu le facă Publiservul? Da, am înțeles. Pentru noul loc de joacă din strand, Primăria Piatra Neamț are încheiat un contract cu firma Justice Design din Stuttgart, filiala Oradea, singurul participant de altfel la procedura de achiziție. Procedura de achiziție a inclus și serviciile de montare în destinația prioritară Muntele Cozla, sub rezerva obținerii acordului de mediu, respectiv destinația secundară, o altă zonă din oraș. Valoarea totală a contractului, mai exact achiziția și montarea locului de joacă, este de 377.000 de lei fără TVA, fiind vorba de un contract care inclus și serviciile de montaj ale locului de joacă. Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în data de 30 iunie, iar termenul de finalizare este de maxim 70 de zile. Din discuțiile pe care le-am avut cu operatorul economic, înțelegem că am intrat în ultima fază a montării locului de joacă, și este vorba de turnarea covorului de tartan. Asta înseamnă că în câteva zile locul de joacă va fi funcțional. Dacă lucrările la noul loc de joacă par să fie impecabil realizate, trebuie să atragem atenția primăriei că nu departe, la vechile locuri de joacă unde sunt instalate aparatele de fitness stradal, pericolele par să fie mai mari decât înainte, ceea ce ar trebui să atragă atenția autorităților.